Vă salut, oameni buni, și bun găsit la un nou clip. Daniel sunt și dacă vrei să știi câteva lucruri despre tăierile în verde, urmărește acest clip, intrăm direct în subiect. Vreau să punem următor, dacă v-ați plantat niște pumni, nu contează ce pumni v-ați plantat, eu știu, cu un an, doi în urmă, ar trebui să luați în calcul aceste mici intervenții, lucrări în verde, care se fac periodic, de când apare primul mugure și până cade ultima frunză. Sunt mici intervenții care se fac cu un anumit scop și dintr-un anumit motiv. Scopul ar fi ca acești pomișori pe care dumneavoastră i-ați plantat să fructifice mai devreme, să-și formeze o coroană care să ridice standardele de fructificare, plus că prin aceste mici lucrări ferim cumva și pomișorul de anumite boli. Anumite boli ajung cumva pe pomii noștri și datorită creșterilor acestea pe care le vedeți dumneavoastră masive. Soarele nu poate să ajungă undeva pe aici ca să usuce mai repede părțile verzi ale pomișorului și boala ce așteaptă, mai ales aceste boli fungice care apar în această perioadă, umiditate, umbră. Și de acolo încep toate problemele. Astăzi ne referim strict la formarea pomilor tineri, pomi care i-am plantat, eu știu, de 2-3 ani. Până la 5 ani noi intervenim asupra pomilor prin diferite intervenții, fie că vorbim de tăieri în uscat, fie ne referim la tăierile în verde, pentru a stimula cumva creșterea și formarea anumitor părți din scheletul pomului. Observați în acest caz că acest prunișor a crescut destul de mult. Este un pom pe care l-am plantat cu un an în urmă și observați că deja coroana eu am început să o formez. El a fost plantat și rătuns undeva la 80 de centimetri, vargă. Avem o creștere, un ax și observați aici jos am 1, 2, 3, 4 șarpante în formare, mai sus la al doilea etaj undeva la 3. Eu ce trebuie să fac? Să elimin anumite ramuri care o sumă degeaba. Observați în această imagine că aici avem mai mulți lăstari concurenți, cum ar fi aceștia doi. Nu are rost să ținem pe amândoi pentru că nu o să ne ajute și nu o să facă bine pomișorului, pentru că tot ce consumă acești doi lăstari poate să consume doar unul singur și să dezvolte. Aici este și problema și de în cauza aceasta intervenim noi prin aceste mici trucuri pentru a stimula creșterea și dezvoltarea anumitor lăstari care avem nevoie de ei în scheletul pomului. Ce trebuie făcut? O forfecuță puțin mai delicată, pe care o dezinfectăm neapărat ca să nu aducem vreo boală de la un alt pom care, eu știu, l-am tăiat în altă zi. Și exact cum vedeți în această imagine, din acești doi lăstari concurenți, trebuie să eliminăm unul singur. Dar cum o facem? Nu o facem exact de la baza ramurii care prezintă semne de neficare complete, ci undeva într-un cep. Lăsăm cumva o ieșire printr-o frunzuliță undeva spre lateral și am tăiat. Observați, da? Pe acesta, care este destul de lung, nu o să lăsăm la fel, ci o să-l scurtăm cumva pentru a limita creșterea și în același timp a forța cumva pe acesta să se dezvolte, să se lemnifice și a stimula alte creșteri de aici din cepul pe care l-am tăiat. Deci sunt niște lucruri foarte, foarte simple. Urmăriți și anumite părți ale coronamentului care au crescut cumva greșit. Aceste părți le scoatem la fel, cum puteți observa și aici, tot prin tăieri în niște cepi. Pentru că tăierile acestea, mai ales la sâmburoase, protejează cumva ramurile să nu se îmbolnăvească, exact cum vă spuneam mai devreme, de anumite boli care intervin mai ales acum în această perioadă când pomul este în vegetație și pur și simplu este umiditate mare, nopțile au fost puțin mai răcuroase, exact mediul perfect pentru a se instala boli, chiar și în acești pomi mai mici, mai tineri. Și continuăm. Observați și aici. Avem la fel o șarpantă, o altă șarpantă în devenire pe care o să o ciupim puțin pentru a limita creșterea și a o forța să se dezvolte cu alte creșteri. Aici avem o rămurică care merge spre interior, pe care eu o să o scot într-un mic cer și exact aceeași problemă cu acești lăstari concurenți. Unul îl scurtăm cu o ieșire laterală, celălalt îi limităm creșterea. La fel și aici, spre exterior cu o creștere. Plus aici un cep la această creștere. Și în acest fel, toată zona unde eu am intervenit, am stimulat cumva creșterile din acești cepi pe care i-am tăiat, i-am scurtat. Ramurile acestea or să se dezvolte mult mai bine și plus o să avem mai multă lumină
în zona unde apa, roa, eu știu, umiditatea persistă. Tot ce merge pe interior, scoatem. Pumul este în vegetație și acum el se reface și foarte repede. Dar nu uitați să folosiți, eu știu, o substanță pe bază de cupru după ce ați făcut aceste intervenții. Pentru că eu o să fac acum, la sfârșit de lună mai, și eu știu, peste o lună, chiar o lună jumătate, o să mai intervin. Așa că să nu uitați să stropiți, pentru că prin această opire, toate aceste tăieri pe care eu vi le-am arătat, o să fie protejate, adică noi cicatrizăm cumva rănile făcute prin tăieri. Observați că eu și tai cumva la o distanță puțin mai mare ca să nu influențez creșterile viitoare, fie pe lateral, fie în exterior, și așa trebuie procedat cu absolut toți acești lăstari. Plus că exact aici, în această zonă, observați, este plecată o șarpantă, o viitoare șarpantă, dar la fel avem parte de mai multe creșteri pe care noi o să le eliminăm. De ce? Pentru a stimula creșterea acestei șarpante, dar nu în ultimul rând trebuie să ciupim acest lăstar pentru ca el să se lemnifice, să se întărească. Pentru că ce se întâmplă? În momentul în care noi avem niște creșteri destul de puternice, acesta o să crească mult și cred că și la dumneavoastră prin livadă, eu știu, apoi implantați, aveți aceste creșteri foarte mari. Deci ce trebuie făcut? Le limităm creșterile, pentru ca din zonele inferioare ale coroanei pomului să înceapă să plece anumiți lăstari care o să formeze scheletul pomului. Și așa trebuie procedat cu absolut tot ce avem noi în această coroană. Pe partea interioară, unde au început să se formeze mici creșteri verticale, mici lacomi, eliminați, dar nu o faceți, mai ales în cazul sâmburoaselor, nu o faceți la inel, adică exact de unde au crescut de la baza ramurei mame. Nu, o faceți într-un mic cep pentru a proteja, mai repede renunțăm la această ramură care este în formare decât să renunțăm la o ramură principală care face parte din scheletul pomului. În același timp, aceste mici intervenții pe care le facem noi periodic ajută și la eliminarea creșterilor nedorite. Adică, sunt anumite ramuri care pur și simplu nu ne fac trebuință în scheletul, în coroana pomului. Adică, sunt ramuri care se intersectează, printre care se va forma o rană. Acolo, sigur, o să vină și o să se adăpostească ori un dăunător, ori dacă nu se instalează o boală. Deci, ramurile care vin intersectate, renunțați cumva la ele. Nu încercați să interveniți cu unelte care nu taie bine. Adică, tăierile trebuie făcute, eu știu, să vă arăt aici undeva, foarte, foarte sigur și foarte, foarte fin. Pentru că pomii fiind în creștere, în formare, sunt vulnerabili. Adică, în fața bolilor și a dăunătorilor. La sâmburoase, monilioză. La semințoase, foc bacterian. Și multe, multe alte boli care pot interveni pe parcursul unui an, atât timp cât noi intervenim în verde. Dacă doriți să stimulați creșterea, să grăbiți cumva intrarea pomului pe rod, să ajutați cumva pomul să nu se îmbolnăvească, mai ales acești pomi tineri pe care eu v-am vorbit până acum, ar trebui făcute aceste lucruri. În cazul pomilor mari, o să vorbim într-un alt clip. Oameni buni, cam așa ceva ar trebui să arate un pomișor care dumneavoastră l-ați tăiat, l-ați curățat în verde. Prun curățat în verde. Nu trebuie să tăiați nici foarte mult din pom pentru a crea un echilibru între partea verde, partea care crește acum, în această perioadă când el este în vegetație, și partea care va rămâne în scheletul pomului, părțile importante. Pentru că, automat intervenind foarte mult, slăbim cumva sistemului de imunitate și atunci avem ocazia ca prin tăierile în verde să ne uscăm singuri pomișorii. Stimă multă!